Într-adevăr, să renunți la fumat poate fi o adevărată provocare. Există câteva sugestii de alimente și băuturi pentru a vă ajuta să renunțați la fumat. Trebuie să aveți în vedere însă că există și alimente care îngreunează tot procesul. Conform site-ului spynews.ro, potrivit unui studiu din 2013 din New England Journal of Medicine, renunțarea la fumat înainte de vârsta de 40 de ani reduce șansele de a muri prematur din cauza bolilor pe care țigările le-ar putea cauza. Consumul de lapte și alte produse lactate care fac țigările să aibă un gust prost te-ar putea ajuta să renunți la fumat. Mai mult decât atât, laptele este plin de nutrienți importanți, precum calciu, fosfor, vitamina D, potasiu și vitamina D. În plus, este o sursă excelentă de proteine. Consumul de lapte și produse lactate poate preveni osteoporoza și fracturile osoase. Renunțarea la fumat poate îmbunătăți aspectul fizic. Deși pare ciudat, pe măsură ce fluxul sanguin se îmbunătățește, pielea primește mai mult oxigen și nutrienți. Acest lucru contribuie la un ten mai sănătos. Dacă renunți la tutun, petele de pe degete și unghii vor dispărea. În mai puțin de o lună, funcția pulmonară a unei persoane începe să se îmbunătățească. Pe măsură ce plămânii se vindecă și capacitatea plămânilor se îmbunătățește, foștii fumători pot observa schimbări majore. Renunțarea la fumat este cel mai bun mod de a vă menține plămânii sănătoși. Dar nu este vorba doar de plămâni, căci nicotina afectează întreg organismul, relatează spynews.ro.